Salut! Dacă încă n-ai văzut vlogurile noastre, cred că ar trebui să mă prezint. Eu sunt Bogdan și sunt o jumătate a proiectului Blond Rien. Iar este Adriana, soția mea, sau Puffy, cum îi mai spun eu, și este jumătatea frumoasă a proiectului. De câteva zile avem un nou coleg în proiectul nostru și, sincer, abia așteptam să vi-l prezentăm. Dumnealui este noul laptop Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED. Și ca să știți, 15 nu vine de la generația de model, ci de la 15 inch a ecranului. Proiectul nostru se bazează pe travel, fotografie și videografie și din acest motiv am avut mereu nevoie de cel mai performant laptop care să fie în același timp și compact pentru a ne încăpea în bagaje și a lua cu noi peste tot în lume. Puffy, dar ce faci aici? Mai ai loc și pentru laptopul ăla sau cum mergem? Lasă că facem oricum, încape oriunde. Da, încape, dacă ții toate rochiile astea. Suntem artiști, suntem pasionați de tot ce e frumos și îl căutăm oriunde mergem. Fie că e în curtea din spatele casei, fie că e la noi în oraș, fie că e la noi în țară, sau pe o insulă la capătul lumii. Noul nostru prieten Asus ne ajută să fim mai eficienți și să avem conținut mai mult și mai bun atât pe Instagram cât și pe YouTube. Le dai tu mai multe detalii oamenilor cât te editezi eu cadrul ăsta? Noul laptop de la Asus ZenBook Pro Duo 15 cu ecranul LED este unul super mega performant. Este perfect pentru creatori de conținut și datorită performanțelor îi se mai spune și laptopul viitorului. A venit echipat cu un procesor i7 generația 10, are o memorie RAM de 16 GB, are o placă video Nvidia GeForce RTX 3070 și este echipat și cu un SSD super rapid. Designul exterior este creat dintr-un aliaj de magneziu-aluminiu și respectă standardele militare, fiind foarte rezistent la șocuri, vibrație și chiar și la umiditate. Are un sistem de răcire foarte eficient datorită unghiului de deschidere a ecranului secundar ScreenPad Plus. Cea mai tare chestie și poate cea mai interesantă este panoul de control. Panoul este o funcție care ajută la optimizarea fluxului de lucru creativ în programele oferite de Adobe. Noi îl folosim pentru Adobe Premiere Pro și Lightroom. Puffy, cum ți se pare să ai două monitoare, pe unul să lucrezi și pe unul să vezi pozele? Și mai are și touch. Absolut genial! Deci mă simt ca un DJ. Mi se pare super tare și eu nu sunt o fană a editatului pe laptop. Eu prefer să editez în Lightroom direct pe telefon. Însă m-am îndrăgostit de laptop. Nici nu vine să mă mai ating de telefon acum. Mi se pare foarte tare să ai opțiunea de a face toate setările pe un ecran și de a vedea rezultatul pe un altul. Pe lângă faptul că ecranul are culori validate Pantone, este și full touchscreen. Nu vine să cred că poate să redea niște culori pe care eu nici măcar nu le pot vedea pe camera asta. Încă de când laptopul ăsta a intrat în proiectul nostru, mi-am dat seama cât de eficient este cele două ecrane. De exemplu, eu folosesc timeline-ul pe ecranul ăsta secundar și pe ecranul principal folosesc imaginea asta mare ca să văd toate detaliile atunci când editez. Când eram acasă, foloseam un laptop și un monitor extra, dar făceam un setup imposibil de cărat după noi prin lume. O altă pasiune pentru noi este desenul. Atunci când nu călătorim, când nu facem fotografii și când nu filmăm, ne place să desenăm. Și asta se întâmplă de obicei acasă, pentru că aici avem tot confortul necesar. Ei bine, acum putem îmbina utilul cu plăcutul, pentru că noul nostru prieten Asus ne oferă posibilitatea de a desena din mers. Pe noi, noul laptop Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED chiar ne-a impresionat și pot spune cu mâna pe inimă că e un laptop făcut special pentru creatori de conținut și pot spune că e un laptop care aduce performanțele viitorului în prezent. De aici începe o nouă aventură pentru noi. Asus este noul nostru companion și o să mergem împreună peste tot în lume. V-am pupat! Spor la editat! Pa, pa!